Începând cu noul an școlar, elevii vor face mai multe ore de sport. O parte dintre acestea se vor desfășura online, din cauza pandemiei de coronavirus. Ministrul Tineretului și Sportului a propus Ministerului Educației și Învățământului introducerea în programa școlară a încă unei ore de sport în plus. Argumentul ministrului Ionut Stroie este acela că în perioada de pandemie, elevii s-au concentrat mai mult pe matematică și română și au renunțat la orele de sport. Această modificare în programa școlară se va aplica începând din această toamnă. Noua oră de sport care se va face suplimentar se va desfășura online din cauza crizei din sănătate generate de pandemia de COVID-19.